Semnificația jurământului pe care l-ați depus se rezumă în principal și esențial la manifestarea fidelității voastre față de Hristos și Biserica sa. Ce înseamnă această fidelitate? Cum se exprimă ea? Răspunsul îl găsim în dumnezeiasca Evanghelie, în fața căreia ați plecat genunchii, sărutând conținutul ei și dumnezeiasca cruce. Fidelitatea față de Hristos și de Biserică se arată în cuvântul Eu sunt calea, adevărul și viața, Eu sunt lumina lumii, Hristos fiind începutul și sfârșitul, și în El viem, ne mișcăm și suntem. Părintele Dumitru Stăniloae, mentorul nostru într-o cele ale teologiei, față de care ar trebui să ne raportăm în toate clipele vieții noastre, pentru că El a manifestat fidelitate față de Hristos și de Biserica sa, spune că fără de Hristos, viața umană în normalitatea ei nu poate exista. Altfel, spune Părintele Hristos, Fiul lui Dumnezeu nu s-ar fi întrupat între noi. Și suntem chemați, continuă El, să înțelegem pentru timpul nostru semnificația întrupării sale pe pământ. Jurământul înseamnă de asemenea fidelitate, cunoaștere, trăire și mărturisire a realității esențiale, singura care există, și anume iubirea față de Dumnezeu și față de oameni. Căci aici se găsește totul, aici se descoperă totul, de aici decurge totul și spre acest adevăr se orientează totul. Căci dacă dragoste nu am, nimic nu sunt. Adresându-se studenților Academiei Teologice din Sibiu, Părintele Dumitru Stăniloae, mentorul nostru, rostea cu multe decenii în urmă aproximativ următoarele cuvinte. În timpul studiilor teologice, studentul este chemat cu ajutorul părinților profesori să aprindă în sufletul lui flacăra cea nestinsă a iubirii de Dumnezeu. Teologia este chemată să se transforme în floarea cea curată a teofiliei, a iubirii de Dumnezeu, fără de care teologia rămâne o sămânță bună așezată într-un pământ sterp, cu toate consecințele legate de această sterpiciune. Și continua Părintele Profesor Dumitru Stăniloae că iubirea de Dumnezeu, teofilia, se transformă în cele din urmă în iubire de oameni. Iubire de oameni pe care Părintele o definea ca transformarea inimii în pâine care se frânge și se oferă altora spre ființă. În al treilea rând, jurământul de fidelitate față de Hristos și Biserica sa pe care l-ați depus astăzi înseamnă atitudine de mulțumire față de Dumnezeu, față de părinții voștri după trup și față de profesorii Facultății de Teologie, care v-au fost și vă rămân profesori după Duh. Mulțumirea adusă așadar
lui Dumnezeu și celor care ne-au făcut bine. Pe acest pământ, mărturisește Sfântul Isaac Sirul, este taina împreună cu smerenia a rezolvării tuturor lucrurilor, situațiilor neplăcute și dificile pe care le întâlnim în viață. Căci dacă omul are smerenie și duh de mulțumire pentru tot ceea ce îi se întâmplă, suferința nu dispare din viața lui, dar omul primește puterea necesară să experimenteze, să trăiască încercările vieții, fără să se revolte, fără să-și piardă credința în Dumnezeu, fără să-și piardă nădejdea că ce e val, ca valul trece. Îl rog pe Dumnezeu să vă dăruiască, iubiți absolvenți, absolvente din facultatea noastră, să vă dăruiască Dumnezeu putere de fidelitate față de biserica sa, să vă dăruiască Dumnezeu iubire de El și iubire de oameni și să vă dăruiască Duh euharistic, Duh mulțumitor pentru tot ceea ce ați primit bine și pentru ceea ce poate nu ați primit bine de-a lungul întregii voastre vieți, de la viață sau de la oameni, și prin aceasta, aducând mulțumire celor care v-au format în școala noastră teologică, vă îndemn să continuați pe linia, pe cărarea pe care v-au așezat părinții și domnii profesori și doamnele profesori, și să aibă Dumnezeu grijă de dumneavoastră și să vă păzească, să nu călcați în duh și în adevăr jurământul pe care l-ați depus astăzi. Și fiind în lăuntrul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, avem nădejdea că raportându-vă în permanență la această sfântă taină și împărtășindu-vă cu Domnul Hristos, veți rămâne fii și fiice într-un duh și adevăr ai preasfintei Biserici Ortodoxe, cea una sfântă, apostolească și sobornicească. Amin.